TVB Arena Podcast cu Ana Maria Neațu. Invitat Sorin Buiac, cofondator și CEO Chic Bijoux, organizat de Bursa de Valori București. Bună și bine v-am regăsit. Mă bucur să revin cu o nouă poveste, a 13-a la număr, o poveste finalistă în ultima ediție ce s-a derulat sub numele Made in Romania, a programului antreprenorial organizat de Bursa de Valori București. După cum știți, această ediție curentă de anul acesta se desfășoară sub o nouă identitate și un nou nume, BVB Arena. Avem invitați la acest podcast finaliștii din ediția anterioară, iar astăzi de la Cluj a venit Sorin Buiac, cofondator și CEO Chic Bijoux, o companie producătoare de bijuterii personalizate din metale prețioase. Bun venit, Sorin, și mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și mă bucur să ne revedem. Sorin, anul trecut în cadrul galei, atunci când ai urcat pe scenă și Chic Bijoux a primit premiul pentru ca fiind companie finalistă, spuneai că, citez, se pare că anul cu numărul 13 nu este cu ghinion, este cu noroc. Anul trecut, desigur, ați împlinit 13 ani de activitate și menționai că este încă un an de creștere pentru voi. Iată și acum, pură întâmplare sau nu, ești invitatul cu numărul 13 la acest podcast. Crezi în superstiții? În superstiții nu neapărat, dar în întâmplări sau în lucruri așezate, da. Sunt lucruri care se așează înaintea noastră într-un mod care de unii sunt văzute ca superstiții, de alții ca oportunități, de fiecare într-un anumit mod, dar da, cred că lucrurile care trebuie să se întâmple se așează. Este numărul 13, de-a lungul timpului ți-a purtat noroc sau ghinion sau n-ai ținut cont? Nu știu dacă am ținut neapărat cont, dar având în vedere și anul trecut și ziua de sau numărul podcastului, cred că e de fapt cu noroc. Practic orice număr poate fi cu noroc, dar uite că noi ne-am nimerit chiar la numărul 13. Sorin, Deva știu că este orașul natal al Ioanei, partenera ta de business, dar și de viață. Care este orașul tău natal? Făgăraș. Și de ce Cluj? Sora mea făcea facultatea de farmacie la Cluj. Am fost în vizită, mi-a plăcut foarte mult orașul. Căldura oamenilor, liniștea, multe s-au schimbat în 18 ani de Cluj, dar zic ceea ce am văzut înainte să ajung. Și în continuare, cred că e unul dintre orașele cele mai frumoase din Cluj, din România. Ai luat și accentul, deci cumva un pic. Ești de acolo. Mai am un pic și o să fiu de mai mult din Cluj decât sunt din Făgăraș. Deci suntem ca la limită. Super. Și tu și Ioana, erați doi tineri absolvenți de facultate atunci când ați fondat Chic Bijoux în urmă cu deja 14 ani, nu? Imediat se fac, da. Imediat se fac 14 ani. Când ai avut primul contact cu antreprenoriatul? Cred că nu îi putem spune neapărat antreprenoriat, dar primele, să zicem, activități economice în a face ceva extracurricular au fost chiar înainte să vin la facultate. Căutam tot timpul să găsesc ceva de făcut, să descoper cum aș putea să-mi aduc un venit, să câștig niște bani în zona asta. Primul, să zicem, business cu SRL și cu tot ce ține zona asta a fost imediat după începerea facultății, când am adus pentru prima oară în România, din ce știm noi atunci, butoanele cheamă chelner, care se regăsesc astăzi în restaurante. Erau butoanele acelea pe care apeși să vină chelnerul cu, dacă să-ți ia comanda sau așa. Și atunci am învățat prima lecție, timing is very important. Adică noi vorbim atunci de criza 2008-2009, când mergeam la restaurante să le vindem aceste echipamente și
primeam răspuns de genul nu este nimeni în restaurant, nici măcar chelnerii n-au ce face, ce să facem cu aceste sisteme. Dar acela a fost primul contact, să zicem, real în, cu o companie și cu tot ce ține zona asta. Bun, asta a fost și primul business. De unde ideea de Chic Bijou? Cum de ați pus ideea aceasta în aplicare? Chic Bijou s-a născut în primul rând din dorința Ioanei de a nu se întoarce la Deva. Practic era spre sfârșitul facultății și urma să se întoarcă la Deva, dar a vrut să rămână la Cluj și practic s-a gândit să facă un brand de bijuterii. Ea a început, ulterior m-am alăturat și eu proiectului și Chic Bijou a pornit ca o insulă într-un mall din Cluj, o insulă de câțiva metri pătrați, în care se aducea marfă de import și se vindea mai departe. Așa a început. În primul an, Ioana lucrând 12 ore pe zi, zi de zi, doar după ceva timp a apărut primul angajat care să rotească programul. Mall-ul are un program pe care trebuie să-l respecti și practic era zi de zi. De acolo încolo povestea s-a schimbat de multe ori, dar așa a început. De asta și numele, am și zis într-una din discuții că numele vine din franceză, ea e pasionată de franceză și vine la Chic Bijou. Ce frumos! Deci practic primele produse pe care le-ați comercializat au fost aduse din import, nu au fost exact produse de voi. Da, nu le-am produs noi primele. Aș veni un pic mai în față cu timpul, să zic așa, pentru că îți mărturisesc că am văzut videoul de pe website-ul vostru, video la aniversar 10 ani de Chic Bijou și am auzit-o pe Ioana spunând și vreau să citez. E copilul creat de la zero și care a ajuns până aici. Imaginea cu ea, rostind, este clar una din categoriile acelea că o imagine face cât 1000 de cuvinte, pentru că zăream ușoare lacrimi în ochii ei și un tremurat în voce, poate că îl vedeam și nodul din gât, dar câte greu a fost acest început, că mă gândesc că acea imagine este de fapt expresia acelor 10 ani pe care împreună i-ați construit. Cât de greu a fost acest început și dacă poți să-mi spui tu care a fost cea mai mare provocare din primii ani de existență a companiei cu care v-ați confruntat? Tot timpul când te uiți în spate, e mai ușor decât a fost când ai trecut prin ei. De aceea, poate că acum să pun pe o scară de la 1 la 10 cât de greu ar fi fost, e un pic denaturat. Acum, nu pare că a fi fost așa de greu, dar cu siguranță am avut momente în care a fost foarte greu sau a trebuit să luăm niște decizii care nu erau neapărat confortabile. Și trebuie să mărturisesc că, e clar, primii 10 ani au fost mult mai dificil decât următorii care au urmat. Unul dintre moment sau lucrul cel mai dificil din cei 10 ani a fost să ne găsim exact direcția pe care vrem să mergem. Claritate în ceea ce vrem noi să facem cu Chic Bijou și cum vrem să arate și ce produse vrem să aducă pe piață și cum vrem să se raporteze către clienții lui. Și asta a fost chiar mai greu decât momentele grele economice, pentru că peste momente grele economice treci, dar dacă n-ai direcție, nu poți să treci nici peste acelea. Deci aici aș pune pe loc întâi asta, direcția, viziunea clară pe unde trebuie să mergem. Deci asta a fost provocarea cu care v-ați confruntat. O să revin puțin mai încolo la această cale. Spuneai mai devreme că tu și Ioana, bănuiesc că ați fost primii angajați, sau mă rog, Ioana a fost Ioana, sigur, da. Prima angajată și Chic Bijou. Actually, avem angajați mai, de mai mult timp decât sunt eu
parte din echipă, pentru că m-am alăturat mai încolo și avem o colegă care este de 12 ani, 13 ani alături de noi, deci practic imediat după ce Ioana a început. Mi-ai răspuns deja la întrebare, vreau să te întreb cine a fost al treilea angajat și deci există în familia și da. Bijou, ca să zic așa, oameni care sunt încă de la început. Da, și ne dorim să facem asta în continuare, adică ne dorim ca oamenii care ajung alături de noi să găsească un mediu și o bucurie de a construi ceva astfel încât să poată să rămână cât de mult vor. Din 2011, practic de când s-a înființat, da, Chic Bijou, și până în anul 2018, compania a avut o activitate liniară, ca să zic așa, apropo de ce ziceai și tu mai devreme, cu o cifră de afaceri constant, adică mai creștea, mai scădea, dar tot pe acolo era. Începând cu anul 2019, cifra de afaceri continuă să crească și a luat-o, desigur, a luat-o cale bună, de la, nu știu, puțin peste 1 milion cât a fost atunci, la aproape 10 milioane în 2023. Este un parcurs frumos pentru care, desigur, vă felicităm. Dar ce ați schimbat în modelul de business? Este cumva... ați trasat traiectoria despre care vorbeai mai devreme? Da, cred că a venit din claritatea ceea ce trebuie să facem. Chiar dacă până în 2018 avusesem o cifră de afaceri constantă, acel grinding a pregătit echipa și ne-a pregătit și pe noi ca antreprenori, dar și echipa și procesele pentru ceea ce urma să vină. A fost o etapă necesară. Ce s-a schimbat fundamental a fost o decizie radicală pe care am luat-o în 2017, aceea de a închide absolut tot ce înseamnă magazine offline la momentul respectiv și de a trece 100% în online cu producție personalizată. Până în momentul respectiv produceam și vindeam în magazinele din mall-uri unde aveam, dar atunci a fost, în 2017 am decis să schimbăm de tot traiectoria asta. Din mai multe considerente, de growth, de oportunitate, de cum vedeam noi business mai departe, cum vreau să-l creștem, cum vreau noi ca antreprenori să conducem un business, ce vreau noi să facem într-un business ca antreprenori și practic a fost o decizie dificilă la momentul respectiv, dar care ne-a dus ulterior pe un punct de creștere foarte puternic. Deci când ați început să produceți efectiv? În 2017? Nu, asta a început mai repede. În prima fază s-au produs bijuterii cu cristale Swarovski. Practic, cumpăream de la fabrica Swarovski cristale, le montam în diferite înălțișoare, inele, cercei, tot ce ține de zona respectivă. După care am început o parte de producție handmade. Colegii noștri au fost la cursuri de bijutier, i-am pregătit, am început să producem piese mai unicat, după care am avut proces de turnare, bijuterii cast. Încet am trecut înspre zona de personalizare, deci practic cred că cu Swarovski, cred că undeva în anul 2014 deja se produceau cu Swarovski. Wow! Îți mai amintești prima bijuterie creată? Erai în echipă? Cred că da. Adică erau cercei sau erau, nu știu. A fost o pereche de cercei, cristale, da? Swarovski, da. prima bijuterie, să zicem, creată, asamblată de noi în, mm-hmm, în atelier. Super. Să știi că pentru astăzi am ales și eu o bijuterie Chic Bijou. Am observat și îți mulțumesc. Care știu că este unicat. Da. Și, desigur, o apreciez foarte mult. Este... De fapt, descrie-o tu. Că, sigur, cunoști cristalele și materialele din care a fost creat. În primul rând, partea aceasta de bijuterii unicat pe care una dintre ele o porți și tu... În principal, nu se găsesc decât în magazinul nostru din centrul Clujului. Nu poți să le comanzi. Nu le putem comanda, da, pentru că fiind unicat, nici n-ar face sens economic să faci tot marketingul în jurul produsului. Practic, aceste piese le produc colegii
noștri și le vindem doar în magazinul din Cluj. Și există un motiv pentru care le producem. Oamenii au nevoie de creativitate, au nevoie să-și regăsească bucuria de a lucra ca bijutier, pentru că, având în vedere volumul pe care noi îl producem zi de zi, sunt perioade în care efectiv producem la intensitate foarte mare, pe câteva proceduri foarte clare ca produsele să fie la standardul la care vrem noi să livrăm către clienți și e posibil ca zona de creativitate să fie lăsată un pic mai la o parte, dar de asemenea sunt perioade în care ne dorim ca cei care creează bijuteriile acestea să-și regăsească un pic din creativitate, din bucuria de a fi bijutier și așa ies acele piese. Fiecare bijuterie pe care o vindem este creată de la zero după strict imaginația bijuterul care a creat-o. Nu-mi dau seama exact acum de care dintre colegele noastre este creată, dar sigur este o poveste în spatele ei mult mai interesantă decât aș descrie eu, pentru că imaginația este foarte diferită. Inclusiv, nu are limite. Da, nu are limite și inclusiv în magazin vedem stilurile diferite în funcție de colega care a produs bijuteria. Foarte interesant. Am și o fotografie cu bijuterii. Iată aceasta. Acestea sunt personalizabile. Da. Sunt, de fapt, locere se numesc. Sunt bijuterii în care clienții noștri își păstrează forever, întotdeauna, în interior poze cu oameni dragi pe care îi iubesc, cu amintiri pe care vor să le aibă tot timpul aproape de ei. Sunt o calitate foarte, foarte bună și cred că în momentul de față avem cea mai mare selecție din România pe zona de bijuterii locker sub forma aceasta. Foarte frumoase, să știi că și eu am în lista de în wish list pe contul meu deschis pe Chic Bijou o astfel de bijuterie. Mi se pare foarte frumos să porți la gât fotografia celor dragi. Da, spuneai la fel în timpul discursului tău de pe scena galei de premiere că, și citez, succesul apare atunci când începi să-ți pui întrebările corecte. Am încheiat citatul. Când a apărut succesul la Chic Bijou? Depinde cum îl definim. Din punctul meu de vedere, succesul la Chic Bijou a apărut când s-a înființat. Foarte frumos. Fără să se fi înființat și să fi fost munca de la început, nu puteai avea acum rezultatele. La fel cum într-o livadă, degeaba te duci să te uiți la teren și să aștepți să crească merele dacă nu i-ai plantat. Și cred că e un lucru continuu. La ce făceam referire atunci este ceea ce am zis și în început, că pentru a avea creșterea pe care de multe ori ne setăm ca antreprenori pentru propriile, să zicem, propriile standarde, să creștem compania cu atâta sau cu atâta sau cu atâta, e clar că trebuie să vină aliniat cu o viziune și succesul, dacă îl definim ca și creștere a unei companii, e clar că pentru Chic Bijou a venit în momentul în care ne-am pus în 2017 cele mai multe întrebări despre cum am vrea să arate, ce am vrea să facă, cum ar putea crește, ce ne-ar place să facem și toate răspunsurile respective ne-au dus către decizia de a trece 100% în online. Și practic acolo am putea spune că ne-am pus întrebările corecte. Încă ne punem întrebări greșite și e firesc, dar ne punem atât de multe încât la un moment dat o să vină și cea corectă. Așa este. Povesteai în cartea, în povestea, de fapt, care a apărut în cartea Made in Romania, ediția a șasea, de fapt ultima sub această denumire, că, citez, factorul numărul 1 care a determinat succesul afacerii Chic Bijou a fost reziliența. Am încheiat citatul. Spune-mi două sau trei momente în care a trebuit să dați dovadă de această reziliență. Da.
un moment foarte interesant de gestionat a fost în, nu mai știu exact anul, dar știu exact momentul. Cum s-a întâmplat momentul. Eram cu Ioana acasă și la ora... Era într-o perioadă în care mergeam foarte mult la târguri în țară. Era un stream de revenue, o sursă de venit bună și mergeam foarte mult la târguri în țară, peste tot. Iași, Constanța, Ploiești, București, peste tot. Și aveam o colegă care a venit la București la un târg și la ora 11 seara, Ioana pleca a doua zi cu trenul la un alt târg, cred că pleca la Iași sau la Constanța, nu mai știu exact, dar ne-a sunat telefonul la ora 11 și ne-a spus că ni s-a spart mașina în care erau bijuteriile noastre și ni s-a furat toată marfa pe cu care ea se dusese la târg să vândă. Într-o perioadă în care nici la noi economic nu era strălucit, am pierdut banii de pe marfă. Dacă vă vine să credeți sau nu, am fost noi amendați pentru că s-a spart mașina, pentru că au găsit ei o chichiță în lege. Din punctul de vedere nu era justificată, în sensul în care trebuie peste o anumită valoare a mărfii trebuie să plece asigurată, dar noi eram sub valoarea respectivă. Pentru că se calculează valoarea de achiziție, nu valoarea de piață, adică nu cu cât vând produsele, ci cât au costat să le produc. Și a fost un moment foarte interesant de gestionat, cred că mai mult emoțional. Chiar zilele trecute vorbeam cu un prieten și ziceam că peste pierderea de bani treci ușor, dar de multe ori impactul emoțional e foarte, foarte, foarte mare și peste el trebuie să pleci și să zici ok, that's it, hai acasă. Ne apucăm, facem în continuare. S-a fost un moment dificil. Alte momente dificile au fost drumurile acestea foarte lungi. Ioana a mers de multe ori cu trenul, cu marfă după ea, în trolere, până la Constanța, până la Iași, peste tot unde se putea merge, că nu aveam cum să ne împărțim, efectiv. Deci asta iar a fost, să zicem, moment. Clar, începutul de pandemie a fost un moment... Nu putem să-i spunem critic, dar a fost un moment de întrebare de cum vom merge înainte. Realitatea este că trebuie să spunem pe ce dreaptă pandemia a ajutat online-ul. Faptul că am fost acolo, am fost ca un surfer la momentul potrivit pe val, dar când a început nu știam ce se va întâmpla și acolo a fost un moment incertitudine. De incertitudine mare și de gânduri. Sunt multe în anii ăștia, dar cred că astea trei sunt așa câteva momente ce îmi rămân în cap tot timpul când mă gândesc în urmă. Zi-mi o lecție pe care ai învățat-o din aceste momente în care a trebuit să dați dovadă de reziliență. Că dacă mergi înainte, trec și te gândești la ele mult mai relaxat. Ai pierdut când ai renunțat. Eu cred mult în asta. Da. Deci, doar atunci ai pierdut. În rest, ok, orice se întâmplă, poți să mergi înainte. Dar dacă ai renunțat, nu mai ai șansă de a merge înainte. Acum, ascultându-te pe tine, povestind aceste momente de reziliență și spuneai că inclusiv aceste drumuri cu trenul, cu bijuteriile în trolere, cred că aici se referea Ioana când spunea copilul crescut de la zero și eforturile pe care împreună le-ați depus pentru a-l aduce în punctul în care se află astăzi. Care sunt valorile și biju? Și ce vă diferențiază față de concurență? Cred că e bine să știm. Merg cumva mână-mână. E clar valorile cu ceea ce diferențiază. Un punct important în care credem este că vrem să vedem oameni fericiți în jurul nostru. Ținem foarte mult la asta și facem asta și prin acțiunile sociale pe care le facem împreună cu colegii, din bugetele pe care le avem în fiecare an, dar mai mult din modul în care producem bijuteriile pentru clienții noștri, grija cu care le producem, calitatea la care producem, avem grijă să fie corect în raport de calitate-preț cu ei și producem acele lucruri care aduc zâmbete oamenilor pe buzele lor când le primesc. Deci asta este o valoare în care ținem foarte mult și anume fericirea, să zicem, fericirea și a noastră ca echipă care producem, dar și a celor la care ajung bijuteriile noastre. Un alt lucru în care credem în
cu tărie la Șicbiju și se reflectă în viteza cu care livrăm, și anume faptul că e important să fii la momentul potrivit, la locul potrivit. Ăsta este motivul pentru care ne-am optimizat partea de producție atât de bine încât livrăm în 24-48 de ore un produs personalizat. Pentru că știm cu toții, ne gândim poate câteodată prea târziu la un cadou și nu vrem să mergem cu un cadou basic și atunci vrem ceva personalizat. Mă și... aflu acolo. Exact. Nu e singura și eu sunt acolo. Probabil excepția de fapt e la cei care se gândesc mult din timp. Deci noi ceilalți suntem mulțimea și atunci credem că trebuie să fim alături de clienții noștri la momentul potrivit, la locul potrivit, și ținem foarte mult în a face asta posibil. Asta înseamnă tehnologie, înseamnă organizare, dar cred că reușim. Adică asta e motivul pentru care atât de mulți oameni ne aleg zi de zi, pentru că știu că dacă vin la noi primesc calitatea pe care o caută și livrarea în timpul de care au nevoie. Astea sunt două lucruri mari în care credem. Deci fericirea clienților, rapiditatea în execuție și livrare. Da, asta poate fi ca diferențiator. Rapiditatea, diversitatea foarte mare a portofoliului. Avem bijuterii personalizate de la argint, la aur de 9 carate, aur de 14 carate, aur cu diamant. Și practic este o gamă foarte largă. Tocmai pentru că, din punctul nostru de vedere, fiecare segment de audiență caută altceva. Și pentru că noi putem să facem pentru fiecare bijuterii, am ales să facem și să le punem la dispoziție peste 2000 de modele personalizabile pe care le găsesc pe site. Mai am o fotografie de la tine. Ok. Cumva de la această fericire te referi? Da, exact. O fericire care se transmite din generație în generație, la fel cum și noi la Șicbiju credem că putem construi în România business-uri care să treacă de la generație la generație. Asta ca să completăm încă o valoare pe care o avem, și anume că credem foarte mult în puterea antreprenoriatului românesc și a faptului că generațiile care vor veni după noi vor fi și mai pregătite să construiască pe baza pe care noi o construim. Ce frumos! Nu știu dacă aveți neapărat un clasament sau un produs pe care, nu știu, stea care, pe care îl vindeți și care are cea mai mare pondere din cifra de afaceri, dar așa măcar, nu știu, spune-ne care ar fi categoria cea preferată de client sau care sunt bijuteriile care sunt cele mai apreciate? Având în vedere un portofoliu de peste 2000 de modele, exact, e complicat multe să fie un star product. Exact. Și da, nu este un star product. Nu avem un produs care, putem spune, ăsta se vinde cel mai mult și produce 10% din cifra de afaceri, iar restul 1999-90%. O parte foarte mare, sau o categorie foarte mare de bijuterii care reprezintă un procent semnificativ din ceea ce vindem, este zona de family. Și pentru noi e o bucurie să vedem atât de multe familii fericite în România și le vedem pentru că mulți dintre ei ne trimit poze să le facem bijuteriile, mulți dintre ei aleg să primească o felicitare personalizată și atunci vedem din nou pozele, deci știm cumva, suntem foarte aproape de audiență prin contactul cu aceste elemente. Deci practic zona de bijuterii cadou pentru familie, e clar zona de brățărici pentru bebe. Este un segment foarte puternic și pe care îl și acoperim destul de complet, aș zice chiar complet, în sensul în care avem diversitate foarte, foarte mare în zona respectivă, pe lângă faptul că sunt clienți care vin și vor ceva super custom, adică facem inclusiv, dacă îți dorești pentru bebele tău o bijuterie care să fie numai pentru bebele tău, o putem crea după designul tău, după desenul tău, după ce îți dorești tu. Deci, practic, pe lângă faptul că avem un portofoliu așa mare din care pot alege oamenii care nu vor să deseneze o bijuterie, putem face și pentru cei care își doresc să facă ceva super custom. Wow, super! Ne întoarcem un pic la companie.
Știm cu toții că un procent destul de mare, din păcate, dintre companiile de până în 10 ani își închid porțile. Na, nu e cazul și Bijou, avem deja aproape 14 ani de activitate. Când ai simțit că business-ul este pe o bază solidă și că, de fapt, de aici încolo nu mai este decât loc de creștere? Cred că ar fi un pic periculos să gândesc așa, că nu mai poate fi decât creștere, dar da, de la un punct încep să simți o stabilitate. O stabilitate prin natura portofoliului, printr-o echipă extraordinară care zi de zi știe ce face, vine la lucru, să vine la birou să construiască ceva alături de noi, știu de ce vin acolo, își dau interesul și pot să le mulțumesc și pe calea asta, deși o facem de fiecare dată când avem momentul, pentru tot ce fac pentru Chic Bijou. E clar că fără ei nu am avea cum să facem acum. Noi am avut nebunia de început, dar realitatea este că mult din ceea ce se dezvoltă acum este meritul echipei și noi încercăm să fim oamenii care ajută la ghidaj, la o creștere într-o direcție sustenabilă, corectă, dar foarte multe lucruri din lucruri se întâmplă datorită lor. Și aș putea să spun că cam după pandemie am simțit că lucrurile s-au așezat într-o postură în care avem mai multe șanse de creștere decât de scădere, ca să fiu foarte, foarte să zicem, balanced. Orice se poate întâmpla, dar în ultimii ani am simțit într-adevăr că am făcut o fundație și prin prisma faptului că avem o audiență foarte mare, peste 200.000 de clienți în baza de date, e complicat să nu-i mai ai dintr-o dată. Adică lucrurile se pot întâmpla, poți să greșești, poți să iei pe o cale greșită, să ai o strategie greșită de piață, să ai o strategie greșită de marketing, dar cred că avem acum mai mult, ne-am câștigat mai mult timp să corectăm ceea ce greșim decât am avea la început, unde impactul era instant. Greșeam ceva, ok, era luam de la zero. Acum cred că avem un pic mai mult buffer de timp să zicem, ok, am încercat direcția asta, nu-i productivă pentru noi, să facem altceva, sau am încercat direcția asta, nu-i potrivită pentru audiența pe care o avem, hai să încercăm altceva. Dar pentru că facem ceea ce ne place și construim ca echipă lucruri care ne aduc satisfacție, vedem că se strânge în jurul nostru și o audiență care asta caută. 200.000 de clienți? Asta este un număr. Și cred că interesant este că dintre aceștia, majoritatea revine? Da, avem cam un 35% rată de recurrent users sau customers în cazul nostru. Da. Interesant este nu doar că revin, avem, cred că zilele trecute, întâmplător am văzut o clientă, avea 14 comenzi la noi în ultimii 3 ani sau 4 ani. Deci, wow! Mulțumim foarte mult să fac așa un moment. Mulțumim foarte mult. Din ce știu de la colegii de la marketing, avem topul, cred că e undeva la 20 și ceva de comenzi plasate de un client. Wow. Dar oricum, mulțumim și pentru 14, sunt extraordinare, sperăm să ajungem cu mulți clienți acolo. Pentru noi nu poate fi o apreciere mai mare decât un om să revină și să fie mulțumit. Sunt convins că poate în 14 comenzi ceva, poate n-a fost 100% după așteptări, că așa se întâmplă lucrurile, dar probabil că am avut o balanță bună, înclinată în zona de satisfacție acolo. Revin un pic la întrebarea anterioară în care îmi răspundeai că această bază pe care ați simțit-o că este deja creată la Chic Bijou și că desigur urmează creștere, este cumva și momentul în care ați ales să ieșiți la export? Sau când ați făcut pasul către afara României? Cred că zona de export este mai mult o zonă de explorare. Încă? Încă este zona de explorare, pentru că având în vedere că producem personalizat și audiența vrea ceva personalizat, cultura joacă un rol foarte important. Cultura pieței în care te desfășori. Și în primă fază trebuie să înțelegi un pic mai mult cultura în piața în care mergi. Atât timp cât nu mergem pe o zonă, să zicem, super generalistă, atunci ai putea vinde în toată lumea. Sunt anumite produse care sunt generaliste, nu știu.
dau un exemplu. Brățăricile de bebe. Sau în, acolo să știi că nu. Sunt culturi în care nu se acceptă cum să pui brățară pe bebe, la bebe pe mână, că dacă pățește ceva, dacă nu. Dădeam un exemplu, un lănțișor cu un cal. Sunt iubitor de cai în toată lumea asta și atunci poți să mergi cu un produs generalist. Dar în rest trebuie să înțelegem un pic cultura, trebuie să înțelegem un pic ce îi satisface pe clienții din piețe respective, care sunt așteptările și pentru noi e o zonă de explorare asta. Nu, da, e clar că zona de explorare de obicei aduce în business cea mai mare creștere, cel mai mare growth în timp. Dar în momentul de față e o zonă de, în care explorăm, încercăm să înțelegem ce se întâmplă și livrăm în momentul de față prima țară în care am ales să mergem să descoperim cum să facem este Ungaria. Avem un magazin online dedicat pieței din Ungaria cu customer support în maghiară, cu produse în maghiară, cu absolut tot ce înseamnă zona asta în maghiară, inclusiv suport telefonic de personalizare în maghiară, tot ce ține absolut, practic un magazin în care probabil 50% din clienții acolo nu-și dau seama că nu-i magazin din Ungaria. Livrăm din România și asta e ceva ce vrem, la care ținem, vrem să producem în România oriunde am livrat. Pentru că zona asta de personalizare trebuie să o ținem acasă ca să putem controla cât putem de bine calitatea și direcția produsului. Și dacă lucrurile merg bine și reușim să mergem pe un trend frumos acolo, avem planuri să descoperim și alte piețe. Super, deci practic aveți încă un copil în Ungaria. Da. Da, plecat cam repede de acasă. Cam repede am plecat de acasă. Doar 14 ani, nu? Nu, când ați ieșit chiar? În Ungaria am ieșit anul trecut. Anul trecut. Da. Așa cum spuneați la gală. Da. Și în anul cu numărul 13. Care este cu noroc. Așa pare. Super. Care este următoarea țară pe listă la care vă gândiți că sunteți în explorare? Nu știu. Bulgaria? Că e aproape? Republica Moldova? De ce nu? Republica Moldova e o țară în care avem foarte multe solicitări. E complicată zona de export. Din păcate și cred că dacă aș putea să fac așa o introducere, dacă e cineva să ne asculte, dacă se vor găsi o variantă totuși de niște tratate să putem să totuși avem aici să zicem Republica Moldova, România, suntem... Vorbim aceeași limbă. Vorbim aceeași limbă, suntem frate, dar trebuie să facem 400 de acte versus dacă trimit în Germania unde nu trebuie să fac decât un AVB. Nu prea mi se pare într-o zonă a uzualului. Avem mulți clienți care ne scriu de acolo, dar e complicat din punctul de vedere. Când ne uităm la piețe, de fapt ne uităm un pic și la dimensiunea pieței, la nivel de concurență pe care îl găsim acolo, la care este abordarea asupra produselor personalizate în piața respectivă. În Europa piețele sunt foarte diferite, nu vorbim ca în America unde ok, avem multe state, dar cultura e mas o menos tot în zona respectivă. Aici chiar e diferită, adică dintre Serbia și Franța vorbim de două culturi total diferite, de două abordări asupra produselor total diferite. Momentan ne-am focusat pe Ungaria, nu ne-am uitat neapărat care ar fi următoarea. Sunt niște milestone-uri pe care dacă le atingem în Ungaria, încep să începem să ne uităm. În Republica Moldova nici nu era nevoie de un customer support dedicat, adică... Da, și repet, e o piață foarte interesantă. Da. Probabil că în următorii ani se vor putea face livrări mult mai ușor și acolo, sunt convins de asta. Cât la sută dintr-o bijuterie este realizată de aparatura de ultimă generație pe care o dețineți și cât la sută din bijuterie este realizată manual? Depinde clar de categoria bijuteriei în sine, dar ce pot să spun 100% este că fiecare bijuterie este finisată manual. Deci, indiferent cu ce tehnologie am creat-o și am face-o, pentru a avea acel standard de calitate în finisare, se face manual. Deci, toată producția finală a bijuteriei, finisare, asamblare, se realizează manual. Bineînțeles, peste în toate bijuteriile avem și parte de design care îl facem tot
manual. Deci, practic, este un mix destul de echilibrat, aș zice. Tehnologia trebuie să fie, sau noi vedem tehnologia ca o extensie, ca un ajutor, nu ca un înlocuitor a ceva. Nu poți înlocui meseria și îndemânarea cu un echipament în momentul de față, vorbesc de domeniul nostru, bineînțeles, ai nevoie de acel final touch uman ca să fie la standardul la care vrem să fie. Mai am aici o fotografie apropo de final touch. Da. Este foarte interesant, îmi place mult de tot acel pandantiv, cred, sau da, e de este la un colier a unei familii cu un băiețel. Mm-hmm. Deci aceasta este finisarea manuală de care... Da, aici este o finisare cu un biax manual. Trece prin mai multe etape. Aceasta e una dintre etapele din... E cea finală? Manuală. Nu. Intermediară, mai are un polish final. Mm-hmm. Și mai am o fotografie? Oare fi polishul final? Da, asta da? E polișul final. Deci e o polișare la polizor. Dar de aici bijuteria mai merge prin două procese ca să arate și să-și păstreze strălucirea și pe termen mai lung. Dar ca finisare, da, e una dintre etapele finale. Și ține mult să facem fiecare piesă manual. Pentru că nu zicem că n-arată bine și după ce ies din echipamentele de finisare, dar standardul este pentru noi. Poate cine știe, în curând vor apărea și niște roboței din aceia și care... Și aceia trebuie învățați de cineva, deci da. Nu ar trebui să ne uităm la tehnologie ca la cineva care vine să ne fure ceva, ci ca la cineva care vine să ne ajute să ne facem munca mai bună, mai eficientă, mai productivă, că îmbrățișând tehnologia, de fapt, ajungem să fim mai performanți noi fiecare în parte și atunci așa trebuie să o vedem. Corect. Cum arată inovația la Chic Bijou? Un search continuu de ce se mai întâmplă prin industrie, ce mai putem face, ce echipamente mai putem aduce, ce soluții mai putem folosi, care sunt materialele care urmează să fie folosite la nivel mondial, pentru că există un trend care se schimbă logic ca în orice și în zona de materiale. Inovația este o activitate continuă pe care nu poți pune mâna, dar pe care dacă nu o faci, în timp pierzi. Deci nu poți arăta cu degetul, asta e inovația, în cazul nostru, în momentul de față. Ok, poți, dacă inventezi un ochi artificial, poți să zici asta este. Dar în domeniul nostru, inovația este un complex de multe lucruri pe care le îmbunătățești micuț. Uite, acum folosim aparatul ăsta, taie un pic mai repede sau gravează un pic mai adânc sau mai bine. Aici folosim o altă cârpă de poliș care s-a descoperit că fibrele în loc de bumbac e mai bine să fie sintetice, că nu lasă atâta zgârietură pe suprafața bijuteriei. Deci cumva zona asta de a descoperi mici lucruri care aduc improvementul la sfârșit este inovație. Acum, e clar că în zona de 3D intervine cel mai mult parte de inovație în industria bijuteriei. Încet, încet apar echipamente care printează 3D direct în praf de aur. Practic poți printa, e mult spus printa, dar poți crea, să zicem, 3D, că nu se printează efectiv bijuterii direct din metal prețios. Dar încă tehnologia nu e suficient de stabilă, încă tehnologia e foarte scumpă pentru a face o producție personalizată. De multe ori se folosește pentru produse de masă. Produse de masă, mm-hmm. ca să matricezi o anumită serie. Pe partea de producție personalizată încă mai este de învățat. Foarte interesant. Inovația poate avea mai multe forme. Da. Mai ales în lumea creativă. Care este, nu știu, colecția ta preferată de bijuterii și de ce? Că am văzut, aveți colecții din toate categoriile pentru toată lumea. A ta care este? Nu cred că mi-am pus niciodată întrebarea asta, vezi? Întrebările, care e colecția preferată? În principal, uite, e o colecție care mi-a plăcut foarte mult și pe care am făcut-o împreună cu comunitatea. Am făcut o competiție de bijuterii după desenul copiilor.
Și avem în momentul de față o colecție creată cu câștigătorii acelei competiții, copiii ai familiilor din comunitatea noastră care au desenat, cum și-au imaginat ei o bijuterie sau un desen. Noi le-am luat și le-am creat o colecție, Our Children se numește, se găsește la noi pe site. Practic, ea este creată după desenele copiilor, dar poate fi personalizat și pot fi creat și după desenele copiilor, clienților, efectiv, care vor să aleagă. Dar de ce e preferată? Nu pentru că are ceva, că e dintr-un material sau din... Este întruchiparea a ceea ce facem noi, și anume o comunicare bună cu clienții, un mod de a fi aproape de ei și spune o poveste. E o poveste... În momentul în care un copil desenează, sigur are în minte ceva diferit față de ce vedem noi acolo. Absolut. 100%. Absolut. Și te poți uita din atâtea unghiuri la desenul respectiv, încât e interminabilă imaginația a ceea ce s-a gândit copilul să fie. Și, practic, cred că asta îmi place mult la colecția respectivă. Super, îmi place mult răspunsul tău. Mai am eu o fotografie de la tine, de la colecția iubitorilor de animale. Da. Și am mai văzut pe website-ul vostru că efectiv puteți grava fotografia cățelului întocmai, adică da. Exact. Da, este un segment important și România este o țară care iubește animalele. Și avem un segment destul de important de bijuterii pentru iubitorii de animale. Exact cum spuneai, putem face zona de bijuterie generală, în sensul în care avem un bulldog, să zicem, pe care noi îl creăm, îl desenăm după cum vrem să arate, dar putem face și propriul tău bulldog într-o bijuterie. Dacă ne trimiți o poză frumoasă cu el, calitativă, putem să reconstruim acea poză într-o bijuterie care să fie chiar bulldogul tău. Deci este posibil și asta este iar o zonă foarte interesantă de văzut. Am creat bijuterii cu țestoase, am creat cu... e ceva wow. Câte animăluțe au oamenii pe care vor să le aibă aproape, cu papagal, cu tot felul de foarte animale. Foarte drăguț. De unde vă mai luați inspirația? Că mă gândesc că, da, cele personalizate unde clientul vine cu fotografia, uite, de exemplu, produsul meu preferat, să zic așa, colecția preferată, apropo de întrebarea anterioară, sunt acele produse cu acele plăcuțe unde efectiv poți grava, da, exact, poza familiei, adică întreaga fotografie, ceea ce mi se pare foarte frumos, să poți să ai o asemenea amintire într-o bijuterie prețioasă. E clar că, apropo de, nu știu, produsele care sunt unicat, este creația și imaginația bijutierilor. De unde vă mai luați inspirația? Rămânem surprinși de multe ori cu câtă imaginație vin clienții către noi. Foarte multe. Ei vă inspiră. Da, foarte mult. Bună ziua, putem face o bijuterie cu vârful ciucaș, că am fost acolo în anul, nu știu care, și vreau să-mi rămână amintire. Eventual, da. Și gravatanul pe vers. Și gravatanul pe vers. Deci, practic, multă inspirație vine din zona clienților. Bineînțeles că avem un departament care asta face, design și creație de modele noi, care se inspiră din vastul internet, din idei, din ce vindem mai bine și cum am putea adapta produse pe care le vindem mai bine într-o zonă diferită, într-un mix diferit. Dar e un mix între ce creăm intern și ideile care vin de la clienți. Sunt clienții inspiraționali, adică sunt... Foarte mult. Un izvor nesecat de creativitate, dacă ești atent la el. Ce urmează pentru Chic Bijou? Ce urmează anul acesta, cât a mai rămas din el? Și ce urmează în următorii 3 ani? Anul acesta urmează o perioadă interesantă. Un Q4 pe care nu știm încă
cum îl vom aborda, având în vedere că avem 3 rânduri de alegeri. Nu că nu știm noi cum îl vom aborda. Noi ca piață, noi personal știm, ca business știm ce trebuie să facem, dar piața va fi un pic... Debusolată? Nu știu dacă neapărat debusolată, dar va fi diferită față de ceilalți ani, mai ales că alegerile sunt în preajma sărbătorilor de Crăciun și atunci e cea mai aglomerată perioadă și pentru noi, dar în același timp vine și cu partea asta suprapusă. Anul acesta până la sfârșit ținem foarte mult să reușim încă o creștere, chiar dacă anul ăsta a fost un pic diferit, dar ținem să reușim încă o creștere a cifrei de afaceri sau, să zicem, a volumului de comenzi pe care le livrăm până în sfârșit de an. Continuăm cu dezvoltarea pieței din Ungaria și de anul următor o să apară câteva surprize, dar nu le Bine. Putem anunța. Bine, nu cer mai multe detalii. Acum o să urmeze o serie de câteva întrebări scurte, cu răspunsuri la fel de scurte, dar în măsura pe care le dorești să fie scurte, desigur. Persoana care ți-a influențat cel mai mult viața? Cred că dacă ne uităm dacă mă uit în copilărie, toată familia, noi am fost foarte apropiați și cu părinții și cu sora mea și e clar că din punctul ăsta de vedere, sora mea fiind mai mare, mă uitam la ea, ce face, cum crește și a fost o influență. Pe de altă parte, tatăl meu a vrut tot timpul să facă antreprenoriat și cu el am fost prima oară la un curs de dezvoltare personală când aveam 14-15 ani. El atunci mergea la un multilevel marketing, dar zona bună din business-ul respectiv era partea de dezvoltare personală și pentru mine a fost inspirațional să văd acolo. Am zis ok, e altă lume față de ce știam eu și vreau să fiu așa și cred că aia a fost un moment definitor. Ce frumos! Motoul care te ghidează în viață? Dacă e doar un. L-am zis și mai devreme, cred în motoul că pierzi doar atunci când renunți. Când erai copil, ce visai? Până la acel moment în care ai fost cu tatăl tău la... Era ceva ce-ți doreai să faci? Sigur vreau să fac ceva diferit. Nu m-aș fi văzut să fac, să zicem, neapărat o meserie clasică, dar să fac ceva, același lucru zi de zi. Nu, niciodată n-am crezut că voi face și nici nu fac în momentul de față, în fiecare zi același lucru. Deci cred că dinamica antreprenoriatului mi se potrivește tocmai pentru că atunci când eram mic mă gândeam, eu trebuie să fac tot timpul ceva diferit. Am fost foarte curios, niciodată nu m-am imaginat că să stau într-un loc. Deci tot pe creativitate. Creativitate, intensitate, momente decizionale, deci chiar dacă atunci când ești copil nu te gândești la ele așa, dar ideea de a trebui să în fiecare moment să existe o rotiță care se învârte. Să înveți din greșelile altora sau din propriile greșeli? Ideal să înveți din greșelile altora, dar din păcate nu merge așa. Așa că rămânem la a învăța din propriile greșeli. Cred că din greșelile altora doar te poți un pic ghida, dar rămânem totuși la greșelile proprii. Sper să nu repeți răspunsul pentru din discuția deja avută, dar întrebarea este: care este cea mai importantă lecție pe care ți-ai luat-o de la Chic Bijou? Uite, nu o să repet. Cea mai importantă lecție este că pentru a construi ceva, trebuie să construiești oameni. Foarte frumos. Aur galben sau aur alb? Îmi place mult aur alb. Dacă ar fi să iei cina cu oricine din lume sau din istorie, cine ar fi și de ce?
cu cineva cu care n-am luat, nu? Mă gândesc că da. Cu persoanele cu care vreau să iau în momentul de față și pot să iau, iau deja. Exact. Cu cineva din istorie. Sau oricine din lume de acum. Cred că aș lua cu Elon Musk. Serios? De ce? Sunt puțini oameni care au o viziune cu un termen atât de lung în față asupra cum ar trebui să fim noi ca, să zicem, civilizație, și un om care demonstrează prin toate proiectele, indiferent cum am vrea să-l judecăm sau să-l vedem, că poate crea companii cu impact și să aducă alături de ei oameni, alături de ei, dar de el, oameni de un calibru extraordinar pe fiecare zonă în care lucrează. Foarte interesant. Care este primul lucru pe care ai vrea să-l știe clientul Chic Bijou? Primul lucru pe care să-l știe despre noi, despre ar trebui să fie că suntem corecți cu el și că suntem acolo atunci când are nevoie. Super. Care este primul lucru pe care îl faci când ajungi dimineața la birou? Vorbesc cu colegii, cei care sunt în zona biroului meu. Îi salut, povestim câteva minute, după care efectiv de job related, să zicem, arunc un ochi peste tot ce înseamnă zona de mail-uri, mesaje, ca să înțeleg un pic cum arată din punctul respectiv, după care încep să fac task-urile pe care mi le-am propus să le fac înainte. Ai vorbit destul de mult despre echipa Chic Bijou și despre oamenii Chic Bijou și e clar că oamenii Chic Bijou sunt acolo pentru că sunteți ca o familie și chiar sunt sigură că apreciază lucrul ăsta. Cum îți închei ziua la birou? Închei atunci când nu mai am energie. Deci poate fi și mai lungă decât... Poate fi și mai lungă, poate fi și mai scurtă, în momentul în care simt că efort versus rezultat nu mai este în paritatea care trebuie, închid. Adică nu văd. N-am o problemă să lucrez 16 ore pe zi dacă e nevoie, la fel cum n-am o problemă să lucrez și 4 dacă ceva nu se leagă în condițiile respective. Cum te motivezi când te simți blocat? E o vorbă care chiar zilele trecute vorbeam cu colegele pe un grup în firmă. Când nu mai poți, mai poți un pic. Asta e vorba și e foarte adevărată. Chiar și când faci un sport, alergi sau faci un maraton sau orice, momentul ăla în care nu mai poți, dacă treci de el, mai poți un pic și de obicei poți un pic mai mult. Deci cumva cred că așa mă și motivez. Continuă, te rog, fraza. Cea mai provocatoare decizie pe care ai luat-o la Chic Bijou a fost? Să închidem toate magazinele fizice. În 2017. Da. Continuă fraza. Cea mai mare realizare de-a mea până acum este? Fetița. Ce frumos. Pe când listarea Chic Bijou la Bursa de Valori București? Complicată întrebare. Răspunsul e mai simplu. Niciodată nu am zis niciodată. Nu zic nici acum, tocmai pentru că niciodată nu știi unde te duc apele. Cred în momentul de față că mai avem de crescut suficient de mult și încă mai putem să creștem sub forma în care funcționăm în momentul de față. Dar este posibil să ajungem într-un punct în care avem nevoie de un sprijin puternic, așa cum este o bursă de valori, pentru a putea domina anumite piețe sau pentru a putea realiza anumite proiecte. Deci, cred că tot timpul opțiunea, din punct de vedere opțiunea unei companii ar trebui să fie tot timpul deschisă.
indiferent că acum te gândești că vei face sau nu ceva, nu are rost să te gândești că nu vei face niciodată, pentru că nu așa se prezintă lucrurile în viață. Super. Sorin Buiac, cofondator și CEO Chic Bijou, îți mulțumesc tare mult că ai venit tocmai de la Cluj să împărtășești cu noi povestea Chic Bijou, pentru care vă felicităm și vă dorim și îți doresc mult succes atât în povestea antreprenorială cât și în cea personală. Mulțumesc mult, mulțumesc de invitație, mă bucur să povestim din nou și eu aș vrea să vă felicit pentru toate lucrurile bune pe care le faceți pentru antreprenoriatul românesc. Made in România, actual BVB Arena, a fost o oportunitate pentru Chic Bijou să se unească și mai mult cu comunitatea care ne-a votat, dar și să descoperim foarte multe afaceri românești de calibru, de calitate, pe care până atunci nu știam că sunt românești, și asta este meritul vostru de a scoate în față acele nestemate pe care le pierdem din vizor în activitatea de zi cu zi. Deci mulțumim și noi. Mulțumim tare mult pentru aprecieri, ne motivează și ne responsabilizează. Sorin, mulțumesc mult de tot. Atât pentru astăzi, sunt Ana Maria Neațu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și desigur, până data viitoare vă doresc numai gânduri bune și de bine. Pe curând!